Urmează grupul vocal feminin al Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu din Coștei, dirijat cu multă pasiune și dăruire de sine de profesorul Marcel Novac, orchestrație Nelu Iencea. Ne vor interpreta îndrăgitele cântece În pădurea deasă și Vinobade. Ženska vokalna grupa kulturno-umetničkog društva Mihaj Eminescu iz Kuštilja predstavit će se sa dve narodne pesme. Iar noi ne anunțăm din nou aici de pe scena de vară din Grebenaț, stau de vorbă cu două fete. Pentru mine sunt fete, pentru că le-am urmărit la toate festivalurile de copii, apoi la festivalul mare. Anul trecut au fost laureate ale festivalului. Este vorba de Firuța și Lidia Cina. Anul acesta au dirijat și corul de fete și corul feminin, așa e, dar și orchestra. Să vedem mai întâi, să vorbim cu Firuța Cina, este studentă la Vârșeț. Anul acesta, anul trecut ai fost laureată a festivalului, da. Iar anul acesta pentru prima dată mi se pare că ai dirijat un cor. Spune-mi despre ce este vorba și cum te-ai pregătit. Păi am dirijat și la Festivalul Copiilor deja, dar aia m-a fost să încep cu ceva. Da. Și am muncit foarte mult cu corul de cameră, dar s-a muncit cu foarte multă iubire, căci toți oamenii care cântă în cor le place foarte mult muzica. Câți membri ai în cor? 20. Nu, 17. Sunt toți români din Obcea? Da, sunt români. Și cât ți-a trebuit ca să te pregătești? De unde repertoriul? De unde ai notele? Pentru că tu acum, ca intelectuală, desigur că lucrezi altcum decât cum s-a lucrat în urmă cu 20-30 de ani. Da, păi piesele le-am ales împreună cu sora mea Lidia, da, și cu tatăl meu Dorea Cina. Și acum ce pregătești mai departe? Ce vă așteaptă mai departe? Faceți un repertoriu mai amplu pentru viitor? Desigur că da. Desigur că da. Îți mulțumesc. Acum să vedem ce ne va spune Lidia Cina. Pentru prima dată eu te văd ca dirijorul orchestrei. Anul trecut era tata. El a condus orchestra. L-am întrebat nu de mult ce se întâmplă. Te-ai pensionat? Nu, spune Lidia Cina, conduce orchestra. Ești profesoară de vioară, așa e? Așa e. Sunt profesoară de vioară și acum sunt la masterat, tot de vioară, la Timișoara. Sunt în anul 2, deci la anul termin. Și anul ăsta am dirijat orchestra și mi-a fost o mare plăcere să dirijez în fața aceiași oameni care sunt mari artiști, pe care eu îi respect foarte mult și mi-a fost o deosebită plăcere să dirijez. Cum ai ales repertorul? Au fost foarte, foarte frumoase piese muzicale. Mulțumesc! Păi am ales împreună cu tata și cu sora, că noi întotdeauna ne consultăm și alegem împreună. Sunt foarte frumoase melodii care se cântau la Ovcea, cu orchestra Steaua, așa-i? Da, așa-i. Sunt foarte multe ardelene, jocuri de doi, acțiunuri și așa mai departe. Și acum pe viitor ce îți propui? Probabil că aveți voi și alți și mai mulți muzicieni, foarte buni muzicieni în localitatea ta. Se vor include și ei poate pentru viitor? Se vor include, numai că acum din păcate era un concediu și nu puteau să vină la festival, dar ne pregătim din timp, că la anul sărbătorim 60 de ani de la Societatea Culturală Artistică Steaua și ne pregătim. Mulțumesc, mulțumesc. Bye.
În continuarea programului din această seară ne vom bucura de frumusețea jocurilor și splendoarea costumelor populare românești. În fața dumneavoastră, stimați spectatori, telespectatori și ascultători, se vor prezenta gazdele noastre și anume ansamblul folcloric al Societății Cultural-Artistice George Coșbuc din Grebenaț. Coregrafii Victor și Dana Jicheran au pregătit jocuri autentice de pe Valea Cărașului. Na redu su domaćini sa spletom narodnih igara. Noi, stimați telespectatori, continuăm discuția de aici, de pe scena de vară din Grebenaț. Stăm de vorbă cu profesor dr. Niță Frățilă, președintele jurului, de altfel președintele jurului în ultimii ani al festivalului, așa e? Da, vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr, pentru mine înseamnă o deosebită onoare de a aprecia, de a evalua formațiile noastre de amatori, care în ultimii ani fac unele progrese evidente, atât când este vorba de formațiile corale, formațiile orchestrale, cât și ansamblurile folclorice. Cred că un pas mai mare ar trebui ca să facă și soliștii vocali, soliștii instrumentiști de fiecare dată ne-au impresionat, dar sper totuși că anul acesta ne vom bucura și de unele realizări artistice mai evidente când este vorba și de soliștii vocali. Eu am impresia că la festivalul nostru doresc foarte mulți amatori să vină din toate satele, pentru că programul e atât de mare, dar și vast. Cred că mulți amatori, multe localități ale noastre, societăți culturale, au avansat foarte mult. Aduc profesioniștii din localitățile noastre. Mulți tineri acum sunt cu școli, medii de muzică, licee de muzică și cu facultăți și la noi și în România. Ce părere aveți despre aceasta, despre o voință a tinerilor noștri să facă o muzică bună? Aveți perfectă dreptate. Într-adevăr, este de admirat numărul tot mai mare atât a tinerilor dirijori, cât și de orchestre și de formații corale, cât și a instrumentiștilor care au adus la lumina zilei piese de mare virtuozitate artistică, pe care, trebuie să fim sinceri, formațiile de amatori nu au putut ca să ni le prezinte. Există o singură problemă despre care am și discutat cu dumneavoastră mai înainte, este faptul că sunt unele formații de amatori pe care într-adevăr putem să le admirăm, cum spunem noi, vin cu forțe proprii, iar pe de altă parte sunt foarte multe orchestre în care cântă profesioniști, aceiași profesioniști, piese, aranjamente muzicale, orchestrații, care într-adevăr sunt la un nivel artistic deosebit, dar noi, membrii juriului, suntem într-o situație foarte neplăcută de a-i pune pe aceeași cântar, de a evalua formațiile de amatori cu formațiile, să zicem așa, aproape profesioniste, având în vedere că cântă 80% profesioniști. Iată, acum avem următoarea orchestră și dansatorii din Grebenaț. Să-i ascultăm împreună. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc dumneavoastră!
tradiția noastră vie, păstrată și transmisă din generație în generație. Este identitatea noastră. Urmează ansamblul folcloric al Asociației pentru Artă și Cultură Românească Vicentie Petrovici Bocăluz din Torac, care ne va prezenta cu multă însuflețire o suită de dansuri populare românești stilizate. Coregraf Adina Ocolișan. Vraćamo se kulturno-umetničkom društvu iz Torka. Predstavit će se sa spletom rumunskih narodnih igara. Stimați telespectatori, în timp ce torecenii se pregătesc pentru a participa, domnul Viorel Bălăgean, coordonatorul Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu din Coștei, va prezenta pe scurt cu ceea ce se vor prezenta coșteienii în această seară. Poftim! Da, noi anul acesta la festival am venit, să zic așa, cu inimile deschise și am pregătit unele lucruri care nu le-am avut în ultimul timp. Adică în seara aceasta ne-am prezentat cu un grup vocal instrumental de fete, care l-a pregătit profesorul Marcel Novac și cred că au evoluat cu succes. Iar în continuare ne prezentăm cu obiceiul cu un montaj folcloric care se numește, așa l-am numit noi, Pogoadba la Coștei, și unde am reușit să adunăm diferite generații, să zic așa. Toți vi s-au alăturat? Aproape toți. Nu toți, să zic. Noi suntem mulți, dar avem undeva, o să fim vreo 30 pe scenă și este de salutat că vin și părinții și copiii lor participă în cadrul la acest montaj. Acest montaj l-am pregătit eu. Eu nu sunt coreograf, dar un coordonator artistic și am avut ajutorul la orchestrație din partea lui Nelu Iencea și lui Marcel Novac. Deci un program bogat din partea coșteienilor se poate vedea în această seară. Da, cred că e suficient, dar în zilele următoare o să avem și soliștii vocali și instrumentali. Avem 4 care au trecut în concurență, mai avem și în gală și cred că o să fie bine. Coștienii cu regularitate participă, deci nu au lipsit niciun an? Da, cred că nu au lipsit în ultimul timp. Nu știu acum de la începutul edițiilor, când este vorba despre Marele Festival, suntem prezenți tot anul. Până în prezent, după opinia dumneavoastră, cum derulează programul? Cum vi se pare? Cred că este bine. Avem, mai întâi, avem un timp frumos. Oamenii de la Grăbeanaț au depus multă muncă, voință și cred că au meritat ca să organizeze ediția Marelui Festival în acest an. Copiii cei mai mici care evoluează în cadrul societății au venit cu mare voință sau dumneavoastră ați trebuit puțin să-i mai... Când este vorba despre copii, copiii au vrut să vină toți, dar n-am putut din cauza că există și unele regulamente, așa că nu am putut să-i aducem pe toți, dar ei o să se prezinte la Festivalul Copilor. Iar cei mari, ați avut vreo problemă cu ei? Cei mari au fost... într-un fel încântați că o să participe după mai mult de 10 ani. Majoritatea care participă dintre cei adulți n-au fost pe scenă de 10 ani. Eu vă mulțumesc. Urmează acum ansamblul folcloric din Torac. Oh,
Un popor se definește prin tradiții, prin obiceiuri care ajung până la sufletul omului. Fără folclor nu a mai exista. Minoritatea noastră va exista pe veci pe aceste meleaguri, căci dragostea pentru folclor persistă în inimile noastre. Urmează ansamblul folcloric al Societății Cultural-Artistice Steaua din Ovcea, care ne va prezenta o suită de dansuri populare stilizate, coregraf Dorel Varga. Na sceni se vraća folklorni ansambl iz Ovče. Predstavit će se sa spletom rumunskih narodnih igara. Între turăcenii și ovcenii, iată, noi suntem de vorba cu încă un grebencean, este vorba de preotul Dragan Chilom din Grebenaț. Spune-mi așa, cum ajută biserica astfel de manifestări? Manifestarea care, într-adevăr, după cum o vedem, este foarte bine organizată. Suntem mândri căci, iată, în acest an am reușit să avem atâția oaspeți în localitatea noastră, să organizăm marele festival și bineînțeles că și biserica la rândul ei sprijină activitățile culturale, dat fiind faptul că toți cei care participă sunt și enoriași ai bisericii noastre. Sprijinim toate manifestările din parohie, din localitate, culturale, evenimente care ne reprezintă pe toți ca și etnie română și bineînțeles ortodoxi români. Eu v-am întrebat așa înainte de a vorbi acum, dacă sunteți membru societății culturale, dacă ați activat și m-ați spus că ați fost ani de rândul președintele societății culturale George Coșbuc din Grebenaț. Da, am fost ani de rândul, sunt mândru de acest lucru, am contribuit la multe evenimente, mai ales culturale, la înfrățirea cu Răcășdia, localitate din România. Am avut unele proiecte care le-am derulat transfrontaliere împreună și, bineînțeles, că activitatea culturală ne-a reprezentat la toate manifestările, pe cât interne, pe atât și externe, și mai ales am această bucurie ca în ziua de astăzi să văd că în continuare cei tineri ne reprezintă și ne reprezintă la un nivel destul de înalt. Și mă bucur, spun încă o dată, căci se continuă tradiția în cadrul Societății Culturale Artistice George Coșbuc din localitatea noastră. Eu vă mulțumesc și succes pe viitor! Mulțumim, mulțumim mult! Thank you.
Suntem ferm convinși că obiceiurile păstrate din moș strămoș nu lasă pe nimeni indiferent. Nici obiceiul folcloric Pogoadba, pe care îl va prezenta în minutele următoare ansamblul folcloric al Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu din Coștei, nu va lăsa pe nimeni indiferent. Coordonator artistic este Viorel Bălăgean, invitat special dr. Savu Marius, membru al prestigioasei trupe de teatru Neica din Coștei, orchestrație Nelu Jencea. Članovi folklornog ansambla iz Kuštilja predstavit će vam narodni običaj za ruke. Telespektatori, nikog inkludere, de aici de la Grebenață. Departamentul pentru cultură al Consiliului Național Român sprijină organizarea festivalului. Amănunte vom afla de la coordonatorul acestui departament, Marinel Bugar. Cum ați sprijinit, deci, organizarea festivalului? În primul rând, bună seara tuturor telespectatorilor care se află în fața micului ecran. După cum am menționat în mai multe rânduri, Departamentul pentru Cultură sprijină toate căminele și societățile culturale cu prefix românesc, mai ales acelea care participă la marele festival de folclor al românilor din Serbia, din cauza că această manifestare este cea mai importantă pentru minoritatea noastră. Se pare că a început montajul folcloric, deci putem să revenim la program. Iată, noi am văzut poarta deschisă și am auzit că aveți o floare și a venit să o cerem pentru copilul nostru. Stați mireu! Stați mireu că fata nu-i dă vreo drum, păi împins să zicem cu cel să-l înțelegem. Da? Am venit să o cerem de doră. Da. Să nu fie și aici acolo, păi că nu-i lucru. Nu pași așa, nu pași așa. Stați mireu, să nu ne grăbim. Fata-i cineră. Mai trebuie să mai lăsăm un pic de vreme să mai crească. Asta-i cuți, nu ce grăbi. Copii, și vremea la mine să fie frumoasă. Bine, hai, las că vigem noi situația. Da. Vei să ne vigem. Nu așa de eu. Păi, lăsați voi cu ei așa la o parte. Noi, bărbații, să ne înțelegem între noi ca oameni. Hai să vedem ce am întâlnit. Ei, bine zis, nașule. Uite, uite fata de la noi capătă. Bani la sucat de mână. Suchie. Chimier. Galbi. Dacă ascultă de noi și de copilul nostru, a ei să fie. Dacă nu, nu. Bine, stai să vedem. Stai să vedem. Vino eu să-ți pun ție. Ser soare la cea lună. Da. Așa să fie. Ser soare la cea lună. Așa să fie. Așa să fie. Ser soare la cea lună. Așa să fie. Bine, hai că fata vă așteaptă. Cu ce ți-a venit? Hai. 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 Vine să încingi în mohoră și în acțion, se vadă toată lumea țoarele. Bine atunci, dacă așa te spune, așa se fie, să faci mohoră și în acțion. Așa. Thank you.
ne mai vorbim noi cu copiii, să știe unul cu altul. Mai eficient, să ne mai înțeleagem. Hai să lăsăm noi pe bătrâni și să jucăm noi un joc de nou. Haide, bine, hai să jucăm un joc atunci, hai! Thank you.
Nu ne putem imagina tradiționalul fășanc fără căluceri. Și tot la fel, nu ne-am fi putut imagina că ansamblul folcloric al gazdelor să nu se prezintă cu acest obicei la marele nostru festival. Așadar, urmează Societatea Culturală George Coșbuc, care ne va prezenta un străvechi obicei din Grebenați, călucerul. Coregraf Victor și Dana Jicheran, consultați Alexandru Șain și Traian Preleț. Sigurni smo da ste uživali u dosadašnjem programu. U nastavku sa jednim običajem predstavit će se domaćini. Iar noi stăm de vorbă cu un fanfarist din această localitate, Ilie Avram, care ani de zile a activat în cadrul fanfarei George Coșbuc. Mi-a spus acum că grebencenii în seara asta s-au prezentat foarte bine. Da, foarte bine. Mulți ori pregătit, mai cu seama cu societatea culturală. Și cu dansatorii. Dansatorii, elevii noștri, din școli, care din sat și afară de sat, care mai departe. La festivalurile noastre, cândva, în urmă cu 20-30 de ani, aveau dreptul să se prezinte și fanfarele. Acum fanfarele au loc, au manifestarea lor și doar acolo se prezintă, dar anul acesta totuși fanfara s-a prezentat pentru că e festivitatea în satul dumneavoastră. Dar spuneți, câți ani ați activat la fanfara din sat? Păi eu am activat la fanfara din sat puțin 40 și ceva de ani. La ce ați cântat? Basigliorna. Instrumentul basigliorna. Cum s-a lucrat cândva? Cum v-ați adunat? Când mai mult ați exersat? Mai mult timpul iarna ne-am adunat la probe, am avut așa cu seara în timp când am fost liberi. Cât mai mult am fost tărani, n-am avut din cadre... Da.